Sezonul 2020-2021 al Ligii Naționale de Basket Masculin debutează la finalul acestei săptămâni cu turneele de la Sibiu, Cluj, Napoca și Oradea. Calificați deja în turneul final al Cupei României, după ce au obținut două succese în grupa preliminară disputată la Oradea, jucătorii steliști sunt fericiți că s-au reluat competițiile oficiale și speră să aibă un parcurs cât mai bun și Liga Națională. Ați debutat în acest an în Cupa României, ați obținut două victorii și v-ați calificat mai departe. Ești mulțumit? Suntem mulțumiți în primul rând de calificare. Asta era scopul principal. Cu siguranță se putea mult mai bine. Am avut niște meciuri foarte grele cu campiona exercițiu Oradea și cu Craiova, o echipă care prinde pe an de an, dar am reușit să ne facem treaba și am obținut calificarea la turneul final. Cum v-ați din nou pe teren după o atât de lungă pauză? A fost ceva foarte plăcut. Ne-am adus aminte de cât de mult ne-a lipsit sportul ăsta, ne-a lipsit ce facem, ne-a lipsit munca depusă zi de zi. Virusul ăsta ne-a ținut în case, ceea ce a fost foarte greu de suportat psihic, dar am reușit până la urmă să ne întoarcem pe teren și să facem ceea ce ne place din nou. S-a văzut că avem foarte mare dorință, dar încă mai este foarte mult de muncă pentru că atât fizic cât și uh, tehnic, tactic, cred că această pauză și-a lăsat amprenta. În debutul noului sezon al Ligii Naționale, Steaua va evolua în turneul de la Cluj-Napoca, acolo unde vor întâlni CSU Voluntari, ABC Atletic Constanța și Universitatea BT Cluj. Meciuri pe care elevii lui Cătălin Burlacu le vor susține în sala polivalentă. La finalul acestei săptămâni veți debuta în noul sezon al campionatului. Aveți cel puțin pe foaie trei meciuri cu Voluntari Constanța și Universitatea Cluj. Ce așteptări aveți? Noi ne propunem Victorii la fiecare meci, vă dați seama, trebuie menționat aici faptul că structura echipelor e un pic diferită. În Cupa României au fost obligativitatea celor doi români pe teren, aici obligativitatea unui român de sub 23 de ani, primele două sferturi, ulterior celelalte două sferturi cu un român indiferent de vârstă. Eu încerc să folosesc cât mai mult uh, să o să, să rotesc jucătorii, nu contează că sunt români, că sunt străini, o să aibă toată lumea șanse să joace și îmi doresc nespus de mult să fim sănătoși și sper să trecem de aceste teste uh, cu bine. Păi, în primul și în primul rând să fie toată lumea sănătoasă, că asta e cel mai important, să ne bucurăm de basket și de ce nu chiar să ne întoarcem cu trei victorii. Sunt trei meciuri foarte tari. o să fie două dintre ele foarte disputate cu voluntari și cu Cluj, dar noi sperăm să facem o figură frumoasă, încercăm să pregătim meciurile cât mai bine în această săptămână. Primul meci al stelei în campionat va avea loc joi 10 decembrie de la ora 17, iar adversară va fi CSO Voluntari.